Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Liste lungi de așteptare pentru analize gratuite în Giurgiu din cauza fondurilor prea mici. Încă 800 de locuri disponibile la înscrierea în învățământul primar. Alte 11 miliarde de lei vechi pentru locuințele sociale din Giurgiu. Acțiune pentru Ora Pământului sâmbătă în Parcul Steaua Dunării. Eveniment cultural de amploare la Biblioteca Județeană. Fonduri epuizate în 3 zile și pacienții pe liste de așteptare la laboratoarele de analize medicale. Cam așa se poate descrie pe scurt situația prin care sunt nevoiți să treacă giurjuvenii pentru a beneficia gratuit de servicii de laborator, RMN și computer tomograf, servicii pentru care cotizează lunar la Sistemul Național de Sănătate. Potrivit legii, giurjuvenii asigurați la sistemul public de sănătate au dreptul la analize și investigații imagistice gratuite. Ei bine, acest lucru se întâmplă doar teoretic, pentru că, practic, cei care apelează la astfel de servicii sunt nevoiți să se înscrie pe liste lungi de așteptare, care pot dura chiar și câteva luni. Și asta pentru că fondurile alocate sunt mereu insuficiente, iar plafonul se epuizează de regulă în primele 3 zile ale lunii. Așadar, pentru a avea acces la analize de laborator specializate, precum testări de glicemie, colesterol sau boli cu transmitere sexuală, dar și la RMN, radiografii sau electrocardiograme, giurjuvenii sunt nevoiți să scoată bani grei din buzunar, deși au dreptul să le obțină gratuit. Drept urmare, atunci când o persoană asigurată se prezintă într-un laborator de investigații medicale cu un bilet de trimitere în acest sens, va fi programată, în cel mai bun caz, luna următoare, explicația fiind mereu aceeași: nu mai sunt fonduri pentru luna în curs. Potrivit conducerii Casei Județene de Asigurări de Sănătate, analizele și investigațiile gratuite se fac doar pentru cei care vin prin urgențe sau sunt internați în spital, iar în această perioadă, pentru cei cu bilete de la medicul de familie, nu există fonduri. Giurjuvenii care nu au apucat încă să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare pot sta liniștiți. Cu doar o zi înainte de sfârșitul primei sesiuni de înscriere în învățământul primar, la Giurgiu mai sunt disponibile aproximativ 800 de locuri. După mai bine de 2 săptămâni, timp în care părinții au putut depune la unitățile școlare cereri de înscriere în învățământul primar, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a centralizat situația preliminară, iar rezultatele sunt conform așteptărilor. Vineri 18 martie 2016 este ultima zi de înscriere la clasa pregătitoare în cadrul primei etape de înscriere din calendarul acestei activități. Până la acest moment, în județul Giurgiu s-au înscris 1.793 de copii. Rezultatele acestei sesiuni de înscriere vor fi afișate luni, 21 martie. Conform programului anunțat de Ministerul Educației, în intervalul 25-26 martie vor fi afișate atât în unitățile de învățământ, cât și pe site-urile acestora și ale inspectoratelor școlare județene, informații privind candidații înmatriculați, numărul locurilor rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă. În județul Giurgiu se estimează că vor fi înființate 126 de clase pentru aproximativ 2600 de copii. Având în vedere situația actuală, 1800 de cereri depuse înainte de terminarea primei etape de înscriere, numărul de clase planificate a se înființa este suficient, așa că nu există niciun risc să nu mai fie locuri. A doua etapă de înscriere se va derula în perioada 30 martie-8 aprilie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 15 aprilie. Aproximativ 200 de cursanți are acum școala pozițional-sanitară din Giurgiu, o școală la care se percep însă taxe, taxe pe care nu oricine și le poate permite. Este posibil însă ca de anul viitor aceste taxe să fie eliminate. Încă de la înființare, în 1990, școala post-liceală sanitară din Giurgiu, una din primele instituții de acest gen din țară, a atras an de an mulți giurgiuveni, în special tineri. Acum aici urmează cursurile 180 de elevi, iar pentru că unii sunt interesați să se specializeze în domeniul farmaciei, de anul viitor este posibil ca în cadrul școlii să funcționeze și clase cu acest profil. Intenționăm ca la anul viitor să vedem dacă vom reuși și o secție de farmacie. Da. Noi încercăm. Tot anul viitor se mai anunță o schimbare, una benefică pentru cei care vor să se înscrie la astfel de cursuri. Din 2017 este foarte posibil ca elevii să nu mai fie nevoiți să plătească taxe. Această propunere venind din partea Ministerului Învățământului. Începând de la anul, elevii nu vor mai plăti taxe de școlarizare. Și noi ne zbatem
să obținem acest avantaj. Este propunerea pe care și-a însușit-o Ministerul Învățământului, să trăiască. Pentru că așa ceva, tot respectul. Rămânând în sarcina școlii, doar să cumpere hârtie, da, să-și plătească lumina, adică fleacuri. Alte 11 miliarde de lei au ajuns în conturile municipalității pentru finalizarea investițiilor în blocurile de locuințe sociale de la Ministerul Dezvoltării. Anunțul a fost făcut miercuri în conferința de presă de către primarul Nicolae Barbu. Proiectele sunt deja în lucru și evoluează bine, crede edilul șef. Cele 90 de locuințe sociale la care se lucrează în prezent în municipiul Giurgiu vor fi gata chiar mai devreme decât este prevăzut în contract. Și asta după ce acum două zile Ministerul Dezvoltării Regionale a alocat alte 11 miliarde de lei vechi pentru finalizarea celor două proiecte. Ieri am semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale contractul de finanțare pentru locuințe sociale de 11 miliarde. Am primit acești bani pentru continuarea locuințelor sociale. O să vedeți că se lucrează bine la aceste locuințe sociale. Ieri am făcut o inspecție pe teren după ce am venit de la minister, fiind și cu banii în buzunar sau în hârtie, cel puțin la nivel de hârtie. Am fost și la Căminul din Tineretului, am fost și la Istru. Se lucrează bine, chiar la Căminul din Tineretului deja s-au făcut compartimentările. Deci, pentru finalizarea locuințelor sociale de la Istru, avem bani și pentru finalizarea locuințelor din Tineretului. Primarul municipiului a vorbit și despre stadiul lucrărilor, arătându-se mulțumit de evoluție. În Tineretului se lucrează bine, deja s-a făcut recompartimentarea. Acolo vor fi amenajate 70 de apartamente sociale, din care 49 cu o cameră, 20 cu două camere și unul cu trei camere. În cartierul Istru se construiește un bloc de la zero cu 20 de apartamente. Soluții pentru persoanele defavorizate se caută și împreună cu o organizație neguvernamentală sosită la primăria Giurgiu miercuri, înaintea conferinței de presă. Astăzi au venit de la o asociație a romilor, au venit cu un investitor din Italia, reprezentantul unei organizații din Italia, tocmai pentru a gândi un proiect, folosim fonduri ONU, și folosim fondurile ale Băncii Mondiale, dumnealor folosim, să le discutăm, să vedem cum găsim oportunități de a identifica terenul în Giurgiu, de a identifica spații și de a aduce utilitățile în zonă, să creăm locuințe pentru rom, dar nu numai pentru rom, pentru persoane cu probleme sociale. Dunărea continuă să crească, inclusiv la Giurgiu, fumătorii care nu respectă noua lege la locul de muncă pot fi concediați, iar copiii și tinerii până în 18 ani vor beneficia de la 1 aprilie de două consultații stomatologice gratuite anual. Detalii în rubrica Flash. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod portocaliu de inundații pe Dunăre, începând de miercuri până pe 21 martie, și o avertizare de cod galben pe mai multe sectoare ale fluviului. Potrivit acestei avertizări, codul portocaliu de inundații intră în vigoare miercuri la ora 18 și este valabil până în data de 21 martie la ora 18. Vizate de atenționarea de cod portocaliu de inundații sunt sectorul Bechet-Zimicea, în județele Olt, Dol și Teleorman, pentru care există o avertizare valabilă până pe 18 martie ora 18, și sectorul Hârșova-Brăila, dar și brațele Dunării, județele Constanța, Brăila și Tulcea, unde codul portocaliu este de asemenea valabil până pe 21 martie. A fost emisă și o avertizare de cod galben ce vizează județele Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Brăila, Galați și Tulcea. Avertizare valabilă tot până pe 21 martie la ora 18. Fumatul este interzis la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun, în cluburi, baruri, școli, iar amenzile pentru persoanele care încalcă legea sunt între 100 și 500 de lei, angajatorul putând chiar să desfacă contractul de muncă al fumătorului care a încălcat legea. Fumatul este interzis de joi în toate spațiile publice închise, în spațiile închise de la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. De asemenea, se interzice complet fumatul în unitățile sanitare de învățământ, precum și cele destinate protecției
asociației și asistenței copilului de stații private. Se arată în ghidul de aplicare a legii antifumat, publicat miercuri pe site-ul Guvernului. Fumătorii își vor mai putea aprinde o țigară în spațiile publice, în aer liber sau în spațiile de la locul de muncă, fără acoperiș, ori cu acoperiș și mai puțin de doi pereți, curte, balcoane deschise, terase deschise sau chioșcuri deschise. Copiii cu vârsta de până la 18 ani pot beneficia de o consultație de medicină dentară gratuită la fiecare 6 luni față de 12 luni cum este în prezent, potrivit unei hotărâri adoptate de guvern. Document care mai cuprinde o serie de noutăți prinse noul contracadru pentru anii 2016-2017. În privința asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile paraclinice, s-a introdus RMNS în nativ și cu substanță de contrast, iar la nivelul asistenței medicale spitalicești, atât pentru internarea continuă, cât și pentru spitalizarea de zi, s-a prevăzut că nu este necesară prezentarea biletului de trimitere în cazul pacienților care au scrisoare medicală la externare cu indicație de revenire pentru internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie afiliați în Programul Național de Hemofilie. Actul normativ intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie. Majoritatea adolescenților români consideră că România este o țară în care sunt recompensați pe măsura muncii depuse și pot avea succes fără să emigreze, arată un studiu realizat în rândul tinerilor de 14-18 ani de agenția de cercetare Open Eye Research la inițiativa Educația Azi, se arată într-un comunicat de presă. Astfel, foarte mulți tineri sunt hotărâți să-și construiască viitorul în țară, doar 16% dintre cei chestionați fiind de părere că pot accede la un trai mai bun doar dacă pleacă în străinătate. Tinerii care au participat la studiu vin din familii în care nu s-au întâmplat situații traumatice precum divorț, asistarea la abuz fizic sau verbal sau alcoolismul unui părinte. De asemenea, părinții adolescenților intervievați au relații bune, cu conflicte minore și rare, iar tatăl nu este absent din familie, fiind implicat în creșterea copilului. Studiul a fost desfășurat în perioada septembrie-octombrie 2015, fiind realizat pe un eșantion reprezentativ național urban de 357 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Municipiul Giurgiu se numără printre cele 42 de orașe din România care participă în acest an la evenimentul global Ora Pământului. Și pentru că anul acesta motoul evenimentului este Dăruiește naturii din energia ta, giurjuvenii sunt invitați sâmbătă să pedaleze. Deși de regulă este sărbătorită în ultima sâmbătă a lunii martie, anul acesta Ora Pământului este marcată în întreaga lume sâmbătă 19 martie. Pe lângă deja obișnuitele acțiuni de stingere simbolică a luminilor de către instituții publice, companii, centre culturale, organizații și chiar cetățeni obișnuiți, la Giurgiu se organizează sâmbătă dimineață o serie de activități la care sunt invitați să participe toți giurjuvenii. Pedalăm pentru natură. Acesta este îndemnul adresat de autoritățile locale giurjuvenilor de toate vârstele, care sunt așteptați sâmbătă de la ora 9:30 aici în Parcul Steaua Dunării. Asta pentru că sâmbătă sunt organizate în Parcul Steaua Dunării acțiuni menite a marca Ora Pământului. Și pentru că este Ora Pământului, copiii vor avea parte de un concurs de desene. Nu pe pământ, ci pe asfalt. Asta în cadrul unor ateliere de creație coordonate de profesori de specialitate. La sfârșitul acțiunii, toți participanții vor primi premii și diplome de participare, iar cicliștii vor avea și un tricou de participare cu însemnele acțiunii. Acțiunea Pedalăm pentru Natură este organizată de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Centrul Cultural Ion Vina și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Seara, între orele 20:30 și 21:30, iluminatul public al clădirilor, dar și cel de pe arterele de circulație, acolo unde nu afectează siguranța publică, va fi întrerupt, tot pentru a marca Ora Pământului. Printre subiectele dezbătute și aprobate de consilierii județeni în una din recentele ședințe, s-a numărat și unul legat de înregistrarea județului Giurgiu în sistemul național de plată online cu cardul bancar. Este vorba, mai exact, de posibilitatea achitării taxelor și impozitelor utilizând aceste instrumente de plată moderne. Aplicația de plată electronică a fost una din componentele proiectului privind Registrul Agricol, proiect implementat de curând de Consiliul Județean. Pentru ca această aplicație să poată deveni viabilă, era necesară înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată a Taxelor și Impozitelor, utilizând cardul bancar. Explicația a fost dată consilierilor de directorul Nicu Mardale. În conformitate cu legislația în vigoare și pentru finalizarea proiectului care a avut ca obiect registru agricol la nivel județean,
Avem obligația să ne înregistrăm în Sistemul Național Electronic pentru plăți electronice și pentru aceasta trebuie să aprobăm la nivel de Consiliu Județean înregistrarea, apoi trebuie să facem o procedură de achiziție a operatorului și se va putea plăti la nivelul județului impozitele și taxele online cu cardul bancar. Asta e tendința acum, toate plățile să se facă electronic. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, vă supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci unanimitate a fost adoptată. Potrivit expunerii de motive ce a însoțit proiectul de hotărâre adoptat de consilieri, înscrierea în Sistemul Național Electronic de Plată a Impozitelor utilizând cardul bancar va conduce la creșterea veniturilor proprii prin plata online de către giurgiuveni, în special de cei care au proprietăți pe raza județului, dar locuiesc în altă zonă. Au votat în unanimitate, dar ulterior s-au răzgândit și au decis că este imperios necesar să modifice hotărârea de Consiliu privind taxele și impozitele locale, deși produce deja efecte. Este vorba despre un grup de consilieri liberali care, din zel politic și fără să cunoască legea, au vrut să revină asupra deciziei inițiale în timpul șocului. Răspunsul ministerului este fără echivoc. Nu mai pot fi făcute modificări. Au votat anul trecut pentru intrarea în vigoare anul acesta, dar acum s-au sucit și vor modificarea parțială, motivând că sunt biruri prea mari pentru giurgiuveni, concret pentru o categorie de sub 100 de persoane. Le-am explicat atunci că adoptarea unor impozite și taxe se face pe un principiu rămas valabil și în codul fiscal vechi, acel al anualității impozitelor, nu poți veni în timpul jocului să le schimbi. Drept urmare, ca să nu ne dăm doar noi cu punctul de vedere și să vină juriștii foarte puternici ai acestui partid și să ne spună că ei au dreptate, am cerut un punct de vedere al Ministerului Finanțe. Dincolo de aspectul electoral, primarul Nicolae Barbu a declarat că această acțiune nu are aspect legal și a dat citire răspunsului Ministerului. Opinăm fără rețineri că nivelurile ale impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 stabilite în cadrul termenului limită legal nu mai pot fi modificate. Deci, vorbim vorbe. Dar n-au citit, ies repede pe presă și spun neadevăruri. Vin repede să combată, vezi, Doamne, primăria nu e bună. Și nu. Am înțeles că vor să vină să modifice cei de la ALDE acum taxa de habitat. Că, drept urmare, trebuie să facă și ei ceva. Dar eu spun că toate aceste hotărâri au fost votate cu unanimitate. Nu le-au citit domnii consilieri? Iar venim pe neștiință? Iar venim să spunem că noi nu le-am citit și nu știm? În condițiile în care în comisie au dat avize. Biblioteca județeană Ia Basarabescu a fost astăzi, preț de câteva ore, gaza unui eveniment cultural de mare amploare. Revista de spiritualitate și cultură românească, Lumina Lină, a fost lansată și la Giurgiu, care a devenit astfel al 19-lea oraș cultural al țării, care a găzduit lansarea apreciatei reviste editată și coordonată la New York. La eveniment au fost prezenți peste 20 de oameni de cultură din țară și din străinătate, dar și giurgiuveni dedicați literaturii și a tot ceea ce înseamnă ea. La o întâlnire specială, un colegiu de cultură, literatură și spiritualitate, prilejuit de lansarea și la Giurgiu a revistei Fenomen, aș spune, Lumină Lină, editată la New York, începând din urmă cu mai bine de 20 de ani. Prezent la Giurgiu, în cadrul evenimentului de lansare, a fost și fondatorul și directorul revistei, preot, profesor universitar dr. Teodor Damian, care a fost întâmpinat cu brațele deschise și cu o surpriză din partea giurgiuvenilor. Din partea Episcopiei Giurgiului și a parohiei pe care o părăstoresc, vă ofer medalia jubiliară, 150 de ani ai parohiei Bunăvestire și 15 ani de existență a Episcopiei Giurgiului. Și sperăm și cu siguranță această medalie se va alătura acelui CV impresurat pe care l-am citit eu acum câteva ore și sperăm să duceți peste ocean gândurile noastre bune și mult succes în toată activitatea pe care o aveți de acum înainte.
De 20 de ani, revista Lumina Lină este un reper pentru cultura românească de peste ocean, dar și pentru spiritualitatea poporului nostru de dincolo și dincoace de granițe. Cu ocazia lansării de la Giurgiu, scriitorul Teodor Damian s-a declarat bucuros că a reușit să aducă revista și în orașul nostru. Mă bucur deosebit că sunt aici, în mijlocul dumneavoastră. Sigur că protocolul cere, dar și inima mai mult decât protocolul, să încep cu mulțumirile aduse domnului director Dan Mucenic și poetului Ionel Muscalu pentru efortul pe care l-au depus ca să ne găzduiască în după-amiaza asta aici. Mulțumiri care, evident, se îndreaptă absolut direct și din inimă prietenului Mircea Mieionescu, care, așa cum ați auzit, a facilitat această întâlnire. A fost unul din cei mai străluciți politicieni și diplomați români și și-a câștigat pe deplin locul în istorie. Nicolae Titulescu, născut într-o zi de 17 martie, este subiectul rubricii noastre Memoria Zilei. Născut la Craiova pe 4 martie 1882, ca fiu al unui avocat, Nicolae Titulescu și-a petrecut copilăria la moșia tatălui său, Ion Titulescu, în Titulești, Olt. Între 1893 și 1900 urmează cursurile Liceului Carol I din Craiova. Pe baza rezultatelor excelente obținute, premiul de onoare la examenul de bacalaureat, primește o bursă la Paris și timp de 5 ani va urma cursurile Facultății de Drept. În această perioadă este inițiat în francmasonerie, într-o lojă masonică din capitala Franței. În 1905 s-a întors în România ca profesor de drept la Universitatea din Iași, iar 2 ani mai târziu se mută în București. Nicolae Titulescu intră în politică în 1909, iar în 1912 câștigă un loc pe lista Partidului Conservator Democrat, condus de Tache Ionescu, devenind astfel deputat de Romanați. După primul discurs ținut în Parlament despre poziția României față de evenimentele din Balcani, Tache Ionescu remarca: un mare, un extraordinar talent s-a ridicat la tribuna românească și acest talent este al nostru. 5 ani mai târziu, Titulescu devine membru al guvernului lui Ion I. Cebrătianu ca ministru al finanțelor. Încă din perioada neutralității, Titulescu susține ideea unirii Transilvaniei cu România, iar în vara anului 1918, împreună cu alte personalități române, înființează la Paris Comitetul Național Român, cu scopul de a propaga, în opinia publică internațională, dreptul poporului român la unitatea națională, comitet recunoscut oficial de guvernele puterilor aliate ca organ plenipotențiar al națiunii române. În perioada 1928-1936, Nicolae Titulescu a fost de mai multe ori ministru al afacerilor străine. După decesul regelui Ferdinand, Ion I. Cebrătianu, președintele Partidului Național Liberal și al Consiliului de Miniștri, se gândea la proclamarea Republicii și alegerea lui Nicolae Titulescu în funcția de președinte. Începând din anul 1921, Titulescu a fost delegat permanent al României la Liga Națiunilor de la Geneva, fiind ales de 2 ori președinte al acestei organizații internaționale. În această calitate a militat contra revizionismului din Europa, pentru păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mici și mari, pentru respectarea suveranității și egalității tuturor statelor în relațiile internaționale. Titulescu și-a bazat întreaga activitate pe probleme majore, fundamentale ale politicii externe a României. În 1936, regele Carol al II-lea, aliniindu-se presiunilor cercurilor de dreapta, pro-naziste, legionare, dar și externe, îl îndepărtează din toate funcțiile oficiale și îl obligă să se exileze. Stabilit la început în Elveția, apoi în Franța, Nicolae Titulescu a propagat, chiar și în exil, prin conferințe și articole de ziare, ideea prezervării păcii, anticipând pericolul unui nou război. Nicolae Titulescu moare la Cannes sau la Suvret, în Elveția, după Petre Pandrea, după o lungă suferință, în data de 17 martie 1941. În 1992, rămășițele sale au fost aduse în țară și inhumate în curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Liste lungi de așteptare pentru analize gratuite în Giurgiu din cauza fondurilor prea mici. Încă 800 de locuri disponibile la înscrierea în învățământul primar. Alte 11 miliarde de lei vechi pentru locuințele sociale din Giurgiu. Acțiune pentru ora pământului sâmbătă în Parcul Steaua Dunării.
eveniment cultural de amploare la Biblioteca Județeană. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Rămâneți însă alături de noi, la ora 21 începe emisiunea pe teme medicale, sănătate cu sau fără medic. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine de la ora 19:30 cu un nou jurnal de știri. La revedere!